v-am regăsit la Târgu Jiu, avem valori termice între 15 și 23 de grade Celsius. Cerul va fi noros în prima parte a zilei, iar apoi apare soarele pe cer. Va fi totuși foarte cald. La Motru se vor înregistra valori termice între 17 și 23 de grade Celsius. Cerul va fi întunecat dimineața, iar apoi se mai înseninează, însă nu pentru mult timp. Rovinărenii vor resimți aceleași grade în termometru, exact ca la Motru. Și aici apar norii pe cer încă de la prima ora dimineții, însă ziua nu va trece fără să ne bucurăm de soare. Vreme întunecată o să avem dimineața și la Turceni, unde se vor înregistra temperaturi între 15 grade noaptea și 22 ziua. Dimineața începe cu cer noros și la Bumbești și Jiu, însă mai târziu se înseninează. După ora 15, vremea va fi frumoasă și extrem de călduroasă. În aceste zile toride, aproape sufocante la amiază, cel mai bine este la munte. În stațiunea Rânca avem temperaturi între 6 și 10 grade Celsius. Dimineața va fi norat, iar în anumite intervale de timp va ploua. Haideți să vedem ce vreme avem în Oltenia. Ziua începe cu nori la Craiova, vremea fiind întunecată de dimineață până seara. Valorile termice se vor situa între 13 și 25 de grade Celsius. La Râmnicu-Vâlcea avem dimineața nori, după amiază soare, iar noaptea cerul se întunecă din nou. Gradele resimțite vor fi între 13 și 25. Dimineața începe cu ploaie la Drobeta, Turnul Severin, iar aversele își fac simțită prezența și la amiază. Seara va fi mai mult înorat, iar minimele din termometru vor indica 13 grade, în timp ce maximele din timpul zilei vor fi de 23. Gata cu vremea, datele meteo le găsiți și pe site-ul tvsud.ro. Să aveți o seară frumoasă și liniștită!